Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 23-29 august 2021, etalare pentru zodia vărsător, ascendent lună în zodia vărsător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Aveți și două mesaje suplimentare. Avem cavalerul de bâte și valetul de cupe. Vine o veste cu viteză la dumneavoastră. Vă caută cineva în săptămâna aceasta. Foarte posibil să fie o persoană de la drum. Este vorba de o energie destul de agitată, e o persoană destul de impulsivă, cel mai probabil, și foarte spontană. Vrea o împăcare cu dumneavoastră, vrea o relație cu dumneavoastră, vă face o declarație, vă invită undeva, apar noutăți, situații noi și aveți de face cu mai multe persoane. Haideți să vedem care este energia întregii săptămâni și aici avem împăratul. Împăratul care aduce multă stabilitate, încredere, respect, hotărâre, determinare. Da, aveți reușită foarte mare în dragoste. Modul dumneavoastră de a vă impune, de a vă spune ceea ce gândiți, ceea ce simțiți, o să vă aducă un succes extraordinar de mare. Văd o realizare foarte mare în casa dumneavoastră. Da, și vă veți înțelege mult mai bine și cu rudele, cu persoanele apropiate de partenerul sau de partenera dumneavoastră de viață. Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal berbec sau cu semne de apă, rac, scorpion, pești, cu semnul zodiacal leu. Este vorba și de un eveniment care va avea loc în săptămâna aceasta. Ori primiți o veste foarte bună, ori există posibilitatea să vă faceți planuri de viitor, să vă mutați împreună cu persoana iubită. Luați în calcul inclusiv data de 31 august. Rezolvați niște acte împreună, poate o căsătorie, da? Vă hotărâți să vă căsătoriți și depuneți actele pentru asta. Sau poate cununați pe cineva, poate fi și varianta aceasta, o liniște sufletească, o liniște în casă, mai multă înțelegere, mai multă bunăstare. Poate fi vorba și de întemeierea unei familii, sunteți mai hotărâți ca niciodată să întemeiați o familie. Și lucrul acesta va fi cu realizare. Da, aveți parte de multe momente plăcute, de înțelegere, discuții constructive, discuții care pot duce relația la un alt nivel. Ce provocări vă așteaptă aici? Avem spânzuratul. Cred că veți avea momente în săptămâna aceasta când pur și simplu nu vă doriți să faceți nimic, nu vreți nici să vă faceți niciun plan pentru o zi anume. Sunteți obosiți, dar totuși apar și anumite schimbări. Poate fi vorba și de faptul că persoana iubită nu se implică foarte mult. Nu este alături de dumneavoastră, nu discută foarte deschis. Aici vorbim de energia principală, aici vorbim de provocări, da? Situații diferite și plus de asta vă puteți regăsi în mod diferit în citirile acestea. Schimbarea aceasta, poate provocarea vine din faptul că trebuie să mai așteptați un pic sau că apar situații care se pot schimba la 180 de grade și trebuie să aveți răbdare ca să rezolvați totul cu calm. Da, văd mesaje. Cred că e vorba de o căsătorie aici. Apare ca o cumpănă, dar o veți scoate la capăt. Așteptați un răspuns de undeva. Va veni până la sfârșit de săptămână, dar e posibil ca dumneavoastră să așteptați acest mesaj, această veste, mai devreme. Dar orice ar fi, va veni. Mai descoperiți anumite lucruri. Văd că mai primiți niște mesaje de dragoste, dar nu știu, unii dintre dumneavoastră sunteți un pic cam nemulțumiți pentru că oferiți foarte multe relațiile acestea și partenerul de viață sau partenera consideră că îi se cuvine, că așa este normal să se întâmple și vă cam obosesc situațiile acestea, adică vă cam săturați și pur și simplu ajungeți în punctul în care nu vă mai doriți să faceți nimic. Să lupte și cealaltă persoană. Ceea ce se va întâmpla, să știți spre surprinderea dumneavoastră, văd că aveți de face și cu semnul zodiacal pești. Rac sau scorpion, dar pești predomină.
Ce surprize veți avea? Fericire, bucurie, entuziasm în casă, vizite, întâlniri. Deci, vedeți, dumneavoastră, este o săptămână destul de echilibrată. Într-adevăr, mai apar piedici, mai apar încercări, mai descoperiți una alta, poate treceți cu vedere anumite situații sau o conversație sau un mesaj, așa mai departe, care trebuia luat în considerare și aici vă panicați un pic. Dar, per total, este o energie foarte bună. Vă axați pe casă, pe familie, pe relație foarte stabilă, văd vizite. Într-adevăr, mai văd că scăpați de anumite griji. Aici, cred că partenerul, partenera de viață este un pic cam îngrijorată, poate are legătură cu un drum. E ca o disperare, nu știe dacă să plece la drumul respectiv sau nu, sau să cheme pe cineva la dumneavoastră sau nu. O rudă, o prietenă, un prieten și așa mai departe. Dar, per total, este o săptămână foarte reușită din punctul acesta de vedere. În cazul în care nu locuiți împreună, vă veți întâlni mai des. În cazul în care ați avut multe probleme în relație, încetul cu încetul apare un echilibru, o înțelegere, o bucurie, o bunăstare și vă faceți planuri de viitor. Apar fel și fel de vești. Cred că apare aici o veste care vă îngrijorează, dar aici apare din provocare sau descoperiți ceva care vă pune mult pe gânduri, dar scăpați de această tensiune sau poate persoana iubită vă spune că vine și întârzie un pic și poate stați pe gânduri că dacă vă amințiți, dacă n-avea de gând să vină, dacă sau vă îngrijorează faptul că această persoană întârzie să apară sau să vă caute. Dacă vă împăcați sau nu. Nu, e o săptămână destul de obositoare când vine vorba de acest aspect, pentru că au fost mult prea multe probleme și aici relația, situația n-a fost tratată într-un mod prea serios. Nu neapărat de dumneavoastră, cât de cealaltă persoană. Posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, perbecleu săgetător. Da, aici vorbim de relații de lungă durată și ați depășit un pic sentimentul de dragoste, aici vorbim mai mult de un atașament. Da, aici cu siguranță o să aibă loc împăcare. Nu este o situație, nu este o relație terminată definitiv, doar că ați ajuns într-un impas. S-a ajuns la saturație oarecum, pentru că nu ați reușit să ajungeți la un numitor comun. Fiecare și-a văzut propria nevoie. Dar timpul le va așeza așa cum trebuie, pentru că să știți că persoana iubită a avut dreptate în anumite privințe. Sau poate dumneavoastră sunteți cei care ați avut dreptate și persoana iubită v-a înțeles greșit sau n-a vrut să accepte ceea ce ați spus dumneavoastră. Lucrurile se vor liniști până la sfârșit de luna august, ușor, ușor, pentru că aici vorbim de un sentiment profund, da, o dragoste, vorbim de o relație de lungă durată, care nu se poate șterge așa pur și simplu cu buretele, doar că mai sunt probleme de rezolvat și dacă nu există acea comunicare și fiecare stă în încăpățânarea lui, nu reușiți să ajungeți la un numitor comun, indiferent cât de mult vă iubiți. Pentru că văd că fiecare își vede partea, fiecare vede defectul în celălalt. Și apar, na, discuții și neplăceri. În relațiile de trio avem faetonul, posibil să aveți de-a face și cu semnul zodiacal rac. Na, apar decizii bruște, un drum pe care unii dintre dumneavoastră să-l faceți, poate la persoana iubită, cadouri, dar și mesaje de îngrijorare. Cred că cineva vrea să pună punct relației de trio. Simțiți acest lucru, dar puteți fi chiar dumneavoastră cei care veți spune gata, stop, că nu cred că vă mai regăsiți în povestea aceasta. Vă simțiți mințiți, înșelați sau persoana pe care dumneavoastră o iubiți vă promite mare acusare, dar nu îndeplinește absolut nimic. Simțiți că stați și vă pierdeți timpul. Pe lângă asta nu apare încurajare, nu apare susținere din jur ca să fie cineva să vă spună că luptă, să luptați, da, pentru persoana pe care o iubiți. Există și foarte multă nehotărâre. Să stați sau să plecați din povestea aceasta. Și asta din cauza persoanei pe care dumneavoastră o iubiți. El sau ea vă duce în zona aceasta. Pentru persoanele singure avem un trei de spade. Suferiți după o despărțire, după o persoană care v-a rănit extraordinar de tare. V-a înșelat, v-a mințit. V-a folosit, poate a fost o aventură aici și dumneavoastră v-ați fi dorit ceva mai mult pentru că v-ați îndrăgostit.
sau ați aflat după ce v-ați îndrăgostit că această persoană nu este onestă, nu este singură sau urmărește ceva anume, a vrut o aventură. Nu vă simțiți pregătiți să mergeți mai departe. Aici trebuie să vindecați o rană din suflet. Poate fi o poveste mai veche. Nu ați depășit un moment. Sunteți foarte atenți la tot ce se întâmplă și imediat ce observați o, nu știu, un gest mai ne la locul lui, un cuvânt mai altfel, vă îndepărtați chiar dacă ajungeți să vă îndrăgostiți sau să vă apropiați de acea persoană. Mai aveți aici până când se așează lucrurile în viața dumneavoastră, mai sunt și discuții între patru ochi, aveți nevoie poate, poate vă retrageți așa un pic să vă puneți ordine în gânduri și mai apoi să încercați să aveți o relație sentimentală. Cred că aici cineva s-a jucat foarte tare cu sentimentele dumneavoastră și v-a rănit. Dar o să-i dați de capăt și să știți că o să vă vindecați oricum ar fi. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!